Eu cred că ce te motivează este această luptă interioară cu tine, să vezi, pot să depășesc și limita aceasta, pot să duc și aici. Și în momentul când o viață ai făcut asta, ești clădit altfel, ești clădit, nu știi să renunți. Tu în momentul când ai pășit pe acel teren, trebuie să știi că tu poți să câștigi. Nu contează cine e în partea cealaltă. Ce te-a motivat să sari în apărarea acestor principii pe care le-aș numi ale decenței? Apărarea feminității femeilor, a masculinității bărbaților și a candorii copiilor. Sunt niște valori, să spun, normale, deși se spune că sunt valori de școală veche. Pentru mine sunt valori și atât. Nu sunt valori de școală veche, sunt valori. Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt, bucuros de o nouă întâlnire. Am astăzi ca oaspete un om minunat, o sportivă care m-a impresionat, și nu doar pe mine, prin performanțele obținute pe terenul de tenis și prin aportul pe care l-a adus în promovarea tenisului feminin românesc în plan internațional. În al doilea rând, care m-a impresionat, și nu doar pe mine, prin ținută și atitudine în general, prin profesionalism și perseverență, prin atașamentul pentru tenis motivat nu neapărat de perspectiva câștigului financiar, cum ea însăși declară, cât mai ales prin șansa validării stimei de sine, a succesului personal, a împlinirii personale și, nu în ultimul rând, a răscumpărării încrederii investite de părinți. În al treilea rând, un om care m-a impresionat, și nu doar pe mine, ci a câștigat și inimile a mii de oameni, prin atașamentul pentru principii care țin de normalitate, bun simț și decență, ia făcând un apel călduros la prezervarea feminității femeilor, masculinității bărbaților, inocenței și candorii copiilor, virtuți și valori care au fost în ultima vreme tot mai des atacate de curente ideologice în vogă. Sorana Cârstea, pe drept cuvânt, foarte încântat să te am oaspete, bine ai venit! Mulțumesc din suflet pentru această descriere și caracterizare. Chiar mi s-a făcut pielea de găină, să spun e așa. E foarte sinceră. Mulțumesc din suflet. Este extrem de important și uneori binevenit să știi că ești apreciat și că prin prisma sportului pe care îl fac ating oamenii și din alt punct de vedere. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să avem acest dialog. Sunt convins că va fi unul foarte agreabil. Îți propun să vorbim puțin despre cariera ta, despre performanțele și provocările acestei cariere, de bucurii și necazuri, despre circuitul feminin, despre marii performeri din circuitul masculin, despre tenis în general și despre teme care n-au chiar legătură cu sportul. Și dacă ar fi să încep, m-aș opri, Sorana, la un inventar. E un clasament personal al performanțelor tale. Și am ales 5 asemenea performanțe. Aș pune în top aportul tău, cum am zis și în introducere, în promovarea tenisului românesc. Nu îndrăznesc să fac clasamente, dar sunt sigur și prietenii cunoscători mi-au confirmat că ești printre pionierii care au făcut ca tenisul românesc să conteze. În al doilea rând, aș pune, și acum m-aș duce spre ordine cronologică, primul tău titlu din 2008, Tashkent. Pe urmă, în 2009, aș plasa victoria împotriva Jelenei Iancovici la Roland Garros în sferturi. Pe urmă, în 2009. Pe urmă, în 2013, tu mă corectezi dacă greșesc. Nu, totul. În 2013, clasarea pe locul 21 mondial. În 2021, vine al doilea titlu la Istanbul. Corect. Cu Martens. Corect, cu Martens în finală. Așa.
Și în fine, anul acesta, un sfert de finale la Indian Wells cu Sabalenka. Da. Și ai fost învinsă în... în semifinală de Kvitova, câștigătoarea turneului, după ce am avut 5-2 în primul set și, și câteva mingi de set. Mi-aduc aminte. Sorana, este un clasament făcut de mine, de fapt o preluare în ordine cronologică a performanțelor tale. Dacă ar fi ca tu însăți să-ți acorzi o medalie de aur, de argint și de bronz, aplicată acestor performanțe, sau poate altora, care ar fi cele mai mari 3 realizări, bucurii, succese, numește-le cum vrei, din cariera ta? În primul rând, este o carieră atât de lungă care a început la 4 ani și nu m-am gândit niciodată să fac un top 3 al celor mai frumoase momente sau victorii sau realizări în acest sport. Pentru mine, tenisul înseamnă mai mult decât un sport, decât un job, decât orice altceva. Prima amintire este pe terenul de tenis. Tot ce am făcut în această viață a fost legat sau a fost influențat de tenis. Și ultimii ani am început să iubesc acest sport din ce în ce mai mult. Am început să-l apreciez din ce în ce mai mult. Și cred eu că pe locul 1, cea mai mare realizare a mea, nu este un rezultat, cred eu că este longevitatea carierei mele și faptul că am reușit să progresez cu cât am înaintat în vârstă și cred eu că în ziua de astăzi sunt o jucătoare mult mai bună ca acum 10 ani. Asta, să zic, aș pune pe numărul 1, longevitatea carierei. Pentru că au fost foarte multe sportive bune sau extrem de bune care au fost acolo sus, însă pe o perioadă scurtă de timp. Și faptul să poți să rămâi la acest nivel și să poți să ai disciplina, să poți să faci sacrificiile, să poți să faci tot ceea ce necesită un sport de performanță la acest nivel, pentru mine sunt foarte mândră de acest lucru și sunt foarte mândră de modul cum am evoluat ca și mentalitate. Scuze-mă că te întrerup. Până să ajungem la medalia de argint, ne referim la longevitate. Am două chestiuni. Prima, cum se explică această longevitate? Și a doua, poate cumva e o curiozitate parcă mai mare, cum se explică progresul legat de ultima perioadă? Ai jucat din ce în ce mai bine? Să răspund la prima, să zic, prima întrebare. Dacă m-ai fi întrebat la 20 de ani, nu aș fi crezut niciodată că la 30 încă o să fiu aici. Și nu aș fi crezut niciodată că la 30 o să fiu aici și o să am atâta bucurie jucând. Cred eu că acest succes după 30 de ani se leagă de partea mentală foarte mult, de modul, cum am spus, de modul în care m-am maturizat, de modul în care am început să privesc lucrurile și de modul în care am început să mă reîndrăgostesc de tenis. Normal, m-au ajutat și rezultatele, faptul că tot timpul am stat acolo, iar când joci bine este foarte ușor să poți să muncești, să poți să tragi, să poți să te chinui, să spun așa. Când ai perioade mai grele, atunci este destul de complicat să-ți găsești motivația și acolo este cheia. Iar al doilea lucru, în afară de acest progres din punct de vedere mental, a zice partea fizică. Ultimii ani, nu știu exact, 4, 5, 6, am pus extrem de mare accent pe partea fizică. Am avut norocul să am și o carieră cât de cât ferită de accidentări. Nu am nicio operație, în afară de niște probleme la umăr, care sunt normale, având în vedere sutele de mii, milioanele de repetiții. Am avut norocul și de o, să zic,
de un corp care m-a ajutat și cred eu că această combinație între fizic și mental este cheia faptului că eu sunt astăzi încă aici și că pot să concurez la același nivel ca acum 10 ani. Plus, denotat, frumusețe de răspuns. Te-ai reîndrăgostit de tenis. Absolut, absolut. Medalia de argint. Și o să putem să revenim la acest subiect. Sunt foarte curios cu câteva chestiuni, câteva întrebări legate de pregătirea fizică și mai curios legate de pregătirea mentală. Dar da, revenim, nu te las până nu avem și podiumul completat cu a doua performanță. Cheie subiectivă, evident. A doua performanță ar fi, să spun, Indian Wells și Miami de anul acesta. Pentru că puțină lume știe, eu am început colaborarea cu noul antrenor Thomas Johansson în octombrie anul trecut. Aveam niște probleme la umăr pe care trebuia să le... A durat puțin, să spun așa, recuperarea. Și am început cu el în octombrie, eu fiind încă puțin accidentată, am luat-o destul de ușor. Însă deja în decembrie simțeam că joc bine. Simțeam că am progresat. În Australia lucrurile din punct de vedere rezultate nu s-au materializat, să spun așa. Apoi a venit partea de Dubai, Doha, Abu Dhabi, unde la fel rezultatele, simțeam că joc foarte bine, dar rezultatele nu erau acolo. Mă antrenam extrem de mult, trăgeam de mine și începusem să fiu un pic tristă și frustrată pentru că simțeam că sunt mai bună decât fetele care câștigau turneele sau care mă băteam, însă nu reușeam să pun tot împreună în timpul meciului. Și înainte să mergem la Indian Wells, Thomas mi-a spus, având în vedere că și am avut de apărat destul de multe puncte la început de an și clasamentul meu cobora de la săptămână la săptămână și aveam de apărat un tur 4 la Indian Wells. Iar dacă nu apăram acel tur 4, ieșeam din top 100. Vorbim de luna martie. Iar pentru mine faptul că ieșeam din top 100 după atâția ani era o mică tragedie. Iar Thomas mi-a spus, putem să mergem să jucăm turnee mai mici. Iar eu am spus, Thomas, am 33 de ani, nu vreau să merg să joc turneele mai mici. Și el a spus, aici trebuie să scapeți modestia, a merge să construim din nou, să construim de jos. Și nu este nici o problemă, dacă tu ești din top 100, nu este nici o problemă dacă tu pierzi aici primul tur și la Miami primul tur. Mergem, facem programul așa natură, încât să reușim să construim. Și trebuie să-i dau foarte mult aport pentru că a crezut extrem de mult în mine și crede în continuare și simte că pot să fac niște lucruri spectaculoase în continuare în tenis. Și faptul că mi-a dat un plan B în care, ok, și dacă ies din top 100 nu este nicio problemă, o luăm de la capăt cu turnee mici, mi-a dat o lejeritate și mi-a dat aceste două rezultate. Medalia de bronz? Medalia de bronz ar fi, normal, vorbesc de lucrurile recente pentru că sunt cele mai, să spun așa, în mintea mea, cele mai apropiate. Victoria Kostapenko de la Wimbledon, pentru că aveam 4 meciuri pierdute și era o jucătoare pe care nu reușeam să o bat. Iar acea victorie mi-a dat foarte multă bucurie. Felicitări! Știu din poveștile tale în pregătirea dialogului nostru, am ascultat povești pe care le-ai spus altora și am ascultat și povestea tatălui tău care te-a dus în cărucior când aveai 3 ani să te înscrie la club și debutul tău și primii bani câștigați la BTT Herăstrău și primii bani câștigați în turnee mai de anvergură și acea întâmplare pe care ai regretat-o foarte tare când în semifinal aveai 5-2 și 40-0 și ai fost învinsă. Punând cap la cap toate istorisirile tale, îmi vine în minte o întrebare legată de debutul carierei, dar dintr-o perspectivă, numește-o parentală. Cum și-au asumat părinții tăi, cum ți-ai asumat tu, cum ar trebui să-și asume părinții de astăzi și copiilor, o misiune atât de dificilă, nu atât prin angajament fizic și psihic, că e dificilă și prin acest tip de angajament, cât
prin incertitudinile care planează asupra rezultatului final. Și când spun asta, am în vedere faptul că îți sacrifici o parte din copilărie, bucuria ale copilăriei, știi, un program școlar coerent, pentru antrenamente, pentru muncă de la vârstă fragedă, și deasupra ta stă un risc al unei accidentări, al unui abandon și mai departe. Cum ai trecut tu prin lupta cu această incertitudine? Aici trebuie să le mulțumesc părinților mei. Am avut și am în continuare niște părinți care mi-au oferit tot ce au putut și tot ce au considerat ei la momentul respectiv că este cea mai bună soluție. Au făcut niște eforturi enorme ca eu să fiu aici, pentru că să iau așa de la început, într-adevăr, când la 2 ani tata m-a dus în cărucior în Parcul Chindia din Târgoviște și a întrebat dacă poate să mă dea la tenis sau când poate să mă dea la tenis, și în perioada aceea lumea începea tenisul după 10 ani, după... Se spune așa că a fost visul lui. Și a fost visul lui nu neapărat. A fost visul lui ca eu să fiu cineva în tenis, ca eu să ajung pe niște culmi pe care foarte puțini oameni au ajuns. A fost motivat de niște valori corecte, să spun așa. Și, într-adevăr, când au reușit să mă dea la tenis la 4 ani, la mine s-a pus problema că voi face sport profesionist din primul moment. Adică nu aducem ca să facă de plăcere. Va fi jucătoare de tenis profesionist. Și cred că am spus asta și m-am repetat. La 5 ani făceam antrenament zilnic și nu o oră. Mi-aduc aminte că verile mi le petreceam, mă aducea la 9 dimineața în baza de tenis și mă mai lua seara. Mi-aduc aminte de declarația ta că abia târziu ai descoperit că duminica e zi nelucrătoare, pe la 14-15 ani. Absolut, absolut. Prima oară am descoperit că duminica este zi liberă când am început să lucrez cu un antrenor de afară. La noi nu exista conceptul de zi liberă. Se făcea antrenament în fiecare zi, duminica la fel, mi-aduc aminte că făceam meciuri, ne aliniau pe toți și ne împărțeau. Adică când am început cu un antrenor de afară, normal, oameni de afară cu altă mentalitate. Însă... Care insistau ca acea zi să fie de odihnă. Da, pentru că spuneau că acea zi de odihnă face parte din antrenament și în continuare am această rutină de luni până sâmbătă antrenament, iar duminica este zi de odihnă pentru a recupera atât corpul cât și capul, cât și mintea. Și atunci luni vin cu... Și în general, orice job facem, avem nevoie de acea zi liberă. Și mai ales în sport, este parte din antrenament. Dă-mi, cu permisiunea ta, voi reveni asupra provocărilor la adresa corpului și la adresa minții, dar înainte de asta aș vrea să zic șapoba părinților tăi pentru felul în care te-au format. O să revin și la o declarație a mamei tale, dar și în calitate de părinte, felicitări tatălui tău pentru perseverență și, nu în ultimul rând, ție pentru cuvintele frumoase și respectoase la adresa lor și călduroase. Revin la două linii de chestiuni. Una care ține de pregătirile fizice și spuneai cândva că sportul de performanță dăunează grav sănătății și te plângeai și de tot felul de suferințe fizice care riscă să-ți pună probleme în carieră. Cum le-ai depășit? În primul rând, cred cu tărie că sportul de performanță dăunează grav sănătății, dar este un preț... Nu chiar cât fumatul. Corect. Însă este un preț pe care orice sportiv de performanță trebuie să-l plătească și modul în care am spus-o, n-am vrut să o spun într-un mod urât, este un mod... până la urmă frumos și de a te descoperi pe tine și a descoperi limitele, pentru că tu îți împingi corpul la niște limite pe care, în mod normal, dacă nu ai face un sport de performanță, nu ți-ai cunoaște aceste limite, și apoi în fiecare zi tu vii și încerci să împingi acea limită și este, să spun așa,
o competiție cu tine însuți foarte, de care eu mă bucur extrem de mult. Însă normal, având în vedere că am început la 4 ani, sunt milioane și milioane de repetiții, normal că presiunea pe articulații, genunchii, spatele, sunt lucruri absolut uzuale. Dar, în același timp, sunt o persoană norocoasă pentru că prin acest sport reușesc, chit că îmi sacrific corpul acum, am și, să spun înapoi, să spun mi se dă și înapoi, sunt sporturi cum este gimnastică, cum sunt haltere, cum sunt este canotaj, unde cred eu că își supun corpul la un efort mult mai mare ca la tenis. La tenis foarte mult este repetiția. Însă gimnastica mi se pare un sport foarte dur și poate unde nu primesc meritele pe care ar trebui să le aibă, având în vedere sacrificiile pe care le fac. Din cauza aceasta foarte puțină lume știe, am extrem de mult respect pentru toți sportivii și toți sportivii care fac un sport de performanță pentru mine sunt eroi. Și nu contează, chit că este doar nivel național, chit că este orice fel de sport de performanță pentru mine este de apreciat și din nou sunt extraordinar de impresionată de orice fel de atlet și sportiv. În contextul ăsta legat de eforturile și sacrificiile fizice, mi-aduc aminte de o sesiune de antrenament la care am fost martor, întâmplător. Eram ca turist în Dubai, am asistat la un antrenament al unei fete, Marion Bartoli, care avea să câștige Wimbledonul câțiva ani mai târziu și pe mine m-a impresionat nu atât antrenamentul în sine, cât faptul că se lega cu niște chingi de gard. Tatăl ei era antrenor pe vremea respectivă și realmente o lega cu niște chingi elastice pentru ca efortul să fie înzecit, să fie mai greu de suportat. Ai avut asemenea experiențe sau? Corect, uite, Marion este un exemplu, să spun, atipic așa, însă ideea la bază era aceeași. Tatălui Marion era doctor chirurg, din ce am înțeles. Nu jucase tenis niciodată, însă el a încercat prin toate aceste metode neconvenționale, că într-adevăr este faimoasă și în circuit pentru metodele neconvenționale de, într-adevăr, toate acele benzi care se lega, toate acele, să spun, sprinturi cu mingii medicinale, cu, practic, eu cred, scopul final era să o facă mai puternică din punct de vedere fizic. Și în momentul când ajunge pe teren, totul să fie ușor, pentru că nu are decât o rachetă, o minge, nu mai are nici... Deci, de asta zic, sunt foarte multe exemple de părinți care au avut un vis pentru copilul lor și au dat și au încercat tot ce se poate. Sunt foarte multe cazuri unde a ieșit, normal, sunt foarte multe cazuri unde nu a ieșit, dar totul pornește de la părinți. Și în cazul lui Marion, se pare că a ieșuat colaborarea cu tatăl ei, iar titlul de la Wimbledon a fost obținut când fără suportul lui ca antrenor, dar cu siguranță cu un suport extraordinar. În momentul în care părintele îți este antrenor, aici la mine nu s-a pus niciodată problema. Ai mei au fost mereu părinți și chit că și-au mai dat cu părerea, dar tot timpul antrenorul a fost literă de lege, să spun așa. Sunt alți părinți care vor să se implice și din punct de vedere profesional. Și atunci cred eu că este destul de dificil această relație tată-antrenor sau mamă-antrenor. În momentul când ești și pentru mine, mi se pare destul de complicat și destul de greu de gestionat acele momente. În contextul ăsta mi-aduc aminte de o poveste pe care o spune însuși Rafa Nadal când era copil și a câștigat primul lui titlu de copii în Spania și a dat o petrecere cu prăjituri și suc cu colegii lui din Palma de Mallorca, Manacor, și s-a auzit muzică în apartamentul lui. Mama lui era foarte fericită că el câștigase și a venit unchiul Tony și a scos casetofonul din priză spre disperarea mamei,
cu care auci un mic dialog mai... Și mama i-a spus, dar e un copil, a câștigat. Iar Tony, știi ce a făcut atunci? S-a dus și a luat lista campionilor la acel turneu și a întrebat-o pe mama lui Rafa, spune-mi și mie din această listă, câți ai văzut că au câștigat un turneu adevărat, un turneu mare? Și atunci mama a plecat capul și a acceptat rigorile unchiului Tony. Revin, Sorana, la acest capitol al sacrificiilor și suferințelor din punct de vedere fizic. O poveste de-a ta m-a surprins pentru că realmente nu știam cât de draconic este regimul controlelor antidoping. Și tu povesteai odată că aveai o aplicație pe telefon în care trebuia să raportezi unor autorități în orice moment sau să dai un interval de timp în care tu poți fi controlată. Cum se întâmplă asta în fapt? Și povesteai cum s-a și întâmplat să pierzi un avion și să intri în panică pentru că ai pierdut și ai fost pe riscul, aproape de riscul de a fi sancționată. Nu știu cum se chema această sancțiune. Da, am primit un, se numește MIST test. Ai voie 3. La 3 ai... nu a fost cazul să... Dar ca să o iau așa, să spun pe înțelesul tuturor, în momentul când ajungi top 100, intri în această grupă la WADA, care este această agenție antidoping, și tu practic trebuie să te supui lor în ideea de a putea fi controlat tot timpul. Am într-adevăr o aplicație în care în fiecare zi eu trebuie să dau o oră în care eu voi fi într-o locație și în care ei poate să vină să mă testeze. În mod normal, uite cum a fost astăzi, am 6-7, între intervalul 6-7 dimineața, în care vin, îți bat la ușă, când vor ei, nu știi. Tu la acel interval trebuie să fii disponibilă. Da, de obicei dorm, dar îmi dau seama când a sunat la ușă și am văzut că e 6:02, știu. Ce, de asta îmi pun, pentru că de multe ori mai am antrenamente de la 8 și se întâmplă să, că toată lumea mă întreabă, dar de ce spui atât de devreme? Știu că sunt în intervalul acela orar, sunt acasă mereu. Am antrenament la 8, se întâmplă să plec la 7:30 și ei au nevoie de o oră în care tu să fii acolo și ei pur și simplu vin, uite acum... Ei cine sunt ei? Agenția Mondială de Antidoping, sunt oameni care lucrează pentru agenția și care mondială. Au corespondenți locali. Și locali, vin și locali, dar vin și străini. Am avut și străini care vin la 6 dimineața la ușa aici în România și depinde foarte mult de, nu știu exact cum funcționează la ei acest aspect. Însă, uite, de exemplu, astăzi voi pleca la Monaco, la antrenorul meu, că el acolo are bază pentru antrenament câteva zile. Iar eu de mâine trebuie să-mi schimb și mi-am pus adresa hotelului din Monaco, unde ei poate să vină între 6 și 7 dimineața să mă testeze. Trebuie în fiecare zi să specifici locația și unde vei fi în interval de o oră în care ei poate, fie, în care poate să vină să te testeze. Tu nu știi când vin. Însă ei, uite, de exemplu, când am venit de la Roland Garros, la 2 zile imediat au venit. Acum de la Wimbledon m-am întors o săptămână, n-a venit nimeni. Dar tot timpul se fac aceste teste și nu știu în alte sporturi, însă în tenis se fac foarte multe teste, pentru că în general se fac teste după ce ai pierdut la turneu, ai făcut toată testul și după aia, cum am făcut la Roland Garros, am pierdut meciul, am avut test antidoping și după aia la 2 zile au venit din nou aici acasă. Adică... Și nu e stresant să... Nu m-am obișnuit și în același timp când îi văd așa... Nu că e o bucurie, dar în același timp știu cât de dificil și cât de, să zic, această zonă, e o zonă tabu pentru noi, în care nu vrem să știm, nu vrem să auzim, mai că este coșmarul cel mai mare al unui sportiv. Și când îi văd la ușă, unor le zâmbesc și chiar mi-au spus, dar nimeni nu ne primește așa. Și zic, eu sunt fericită că adică îmi fac treaba, totul e controlat, totul este... dar da, având în vedere, știți cum e treaba aia, ai și niște responsabilități, nu numai... și este ceva obișnuit pentru noi, adică nu este ceva ieșit din comun, se întâmplă să avem și câte 2 teste pe săptămână, e absolut normal. O ultimă curiozitate legată
de acest, să zic, capitol, pregătirea ta fizică și sacrificiile aferente, ți-a trecut prin cap vreodată ideea să renunți? Absolut, de foarte multe ori. Nu mi-este rușine să spun lucrul acesta, pentru că niciodată nu mi-a trecut serios prin cap. Însă, da, după un meci pierdut, greu, complicat, primul lucru îți spui, nu mai vreau. Nu mai vreau să mai trec prin așa ceva, nu mai pot. Apoi te trezești a doua zi și îți dai seama că asta este, să spun, viața ta. Și, însă da. Da. Da, e bun prilej să trecem și la alte curiozități. Până la ele, istorisirea ta mi-aduce aminte de o întâmplare la care am participat. Eram în Spania la o conferință și era o conferință plicticoasă. Am vrut să plec la o cerveza, să mă plimb. Ultima expunere a conferinței venea de la un fost basketbalist de la Real Madrid, care venea să vorbească cu unor avocați și am zis, ce caut un basketbalist de la Real Madrid să vorbească cu unor avocați? Și era povestit de asocierea lui, între ghilimele, decis să fie coechipieri cu un fotbalist care a jucat și la Real Madrid și la FC Barcelona, am un lapsus, îmi scapă pe moment numele, mi-aduc aminte, și să fie coechipieri într-o provocare ce se cheamă Le Marathon de Sablă. Un maraton în deșert, 500 sau 600 de kilometri de alergat în 5 zile. Da, îl știu, acel maraton. Aveau 100 de kilometri pe zi în condiții inumane. Căldură, am văzut un documentar. Căldură fantastică. Luis Enrique se numește fotbalistul, iar basketbalistul spaniol era alintat Tinto, cred, dacă nu mă înșel, nu contează, puțin relevant, cert e că au făcut echipă cu încă trei sportivi, fost sportivi, și povestea și ne prezentau și imagini, videoclipuri, fotografii din toată experiența lor, și două lucruri m-au impresionat fantastic. La linia de sosire, toți bărbații în toată firea izbucnind în lacrimi, și în primul rând o povestioară de-a lor, el spunea așa: suferința fizică a fost cumplită, dar cel mai cumplit a fost gândul de a abandona. Că putea oricând să abandoneze. Venea mașina de asistență sau elicopterul și se întorceau acasă. Dar gândul de a abandona a fost mult mai chinuitor decât țânțarii, insectele, căldura, deshidratarea și toate cele. Asta m-a motivat să te și întreb de acest gând de a abandona, cât de mult ți-a sfredelit mintea. Și... Da, important că mi-ai spus că n-a fost suficient de... Niciodată n-a fost suficient de puternic, de serios, însă da. Normal că au fost, și așa cum am spus, nu m-am văzut niciodată jucând atât de la această vârstă. Adică eram sigură că la 30, în jur de 30 de ani o să mă opresc. Însă acum totul merge atât de natural și mă simt atât de puternică din toate punctele de vedere, încât e o plăcere. Dar să ajung din nou la... Sunt foarte pasionată de sport, orice sport, pot să vorbesc, putem să vorbim ore de sport, și încerc să mă uit și către alte sporturi. Îmi place foarte mult basket, sunt fan Michael Jordan. Știu, și Ayrton Senna. Ayrton Senna, la fel. Tocmai am citit o carte cu preparatorul fizic care a fost al lui Michael Jordan și Kobe Bryant, și m-a motivat atât de tare încât citeam și... După ce terminam de citit, mă duceam la sală și mă duceam pe bandă, și atât de mult și de inspirațional și de bun motivator era acel preparator fizic, încât după ce citeam, mă duceam direct la sală. La fel, din orice alt sport, și îmi place să mă uit, și îmi place această, cum am spus și la început, această luptă în a-ți împinge limitele. Și cred eu că toți sportivii de top au acest lucru care împinge, că ne uităm, nu știu, și la ne gândim, ok,
Djokovic, cel mai motivează, sau Nadal la 23 de Grand Slam-uri, cel mai motivează? Eu cred că ce te motivează este această luptă interioară cu tine, să vezi, pot să depășesc și limita aceasta, pot să duc și aici. Și în momentul când o viață ai făcut asta, ești clădit altfel, ești clădit, nu știi să renunți. Nu știi să ești clădit altfel, ca să spun, un om care a avut un job care nu a trebuit să fie atât de fizic. Pentru că la noi foarte mult este această luptă fizică, dar unde totul de aici, ajung și acolo exact acum. Spuneai cândva că unul din minusurile tale a fost incapacitatea de a pierde, de a ști să pierzi. Acum știi să pierzi? Cât de importantă este această calitate pentru un sportiv, să știe să piardă? Eu cred că este vitală. Și acest lucru pe mine m-a costat foarte mult în cariera mea. Eu cred că probabil a fost prețul cel mai mare, să spun așa. Și mi-a luat foarte multe rezultate. Pentru că nu știam să trec peste înfrângere, în ideea în care azi pierdeam, eram afectată în continuare încă 2-3 zile, în care eu nu puteam să revin și să pot să fiu 100%, să pot să... Și totul era extraordinar de mental, pentru că eu, de când nu am lucrat niciodată pe această zonă, de când mă știu, la 4 ani, tot timpul am excelat. La 8 ani eram campioană, la 10, la 10, la 12 și tot așa. Urcând, când ești la junior, e simplu, ești foarte bun, treci la categoria următoare, ești foarte bun, treci la categoria următoare. E, ajungi la seniori, în care primii 2 ani la mine au fost extraordinari, la 18 ani am intrat în prima 100, la 19 sfert la Roland Garros și 21 în lume. E, dintr-o dată lumea te învață, pentru că nu-ți spune nimeni sau nu te pregătește, sau la noi în țară nu avem un sistem. Am avut, la fel, părinții mei nu au făcut sport, să aibă în spate, să zic, puțină experiență din acest lucru. Iar este o carieră foarte lungă, în care tu la început vii cu ceva nou, însă după aia jucătoarele încep să te studieze. Încep să găsească soluții contra jocului tău, încep să fie mai deștepte, încep să nu te mai ia de sus, să fie foarte motivate când joc. Și normal că mai urmează și niște... Pe o carieră atât de lungă nu poate să fie tot o pantă ascendentă. Să înțeleg că înfrângerea te afecta pe parcursul la mai multor zile. Da, înfrângerea m-a afectat pe parcursul mai multor zile, în care eu în acele zile nu puteam să fiu 100%, încât să dau 100% la antrenament, să dau 100% la pregătire fizică, și până reveneam deja venea turneul celălalt. Iar eu, în loc să folosesc acele 2, 3, 4 zile pentru antrenament, eu cum ziceau mulți antrenori ai mei, Sorana e în stare de înmormântare. Eram foarte, foarte jos din punct de vedere mental. Și n-ai căutat leacuri? Vă dați seama, foarte mult psihologi, foarte mult, foarte multă muncă și din punctul ăsta de vedere. Am reușit să ajung acum. Sunt, cred eu, am găsit echilibru în care, normal, că îți pare rău. După înfrângerea la Wimbledon, m-am dus în vestiar și o oră am stat și m-am uitat în gol. Ok, după aia mi-am revenit, m-am dus, a vorbit cu antrenorul, ce a fost, ok, a doua zi, înapoi la antrenament, înapoi motivată, ok, care e programul? Apropo de relația cu antrenorii, fac o paranteză, o întrebare într-o paranteză. Dacă aș întreba un antrenor, cum vede el pe Sorana Cârstea, ce ar răspunde? Un răspuns mediu, care ar fi răspunsul care ți-l vine în minte acum? Perfecționistă. Da, și eu tot timpul am considerat, în momentul când cauți perfecționism, atingi excelență. Asta a fost tot timpul pentru mine deviza mea. Cu cât încerc să fiu mai perfect, cu atât progresez mai mult. Însă avem și, să spun așa, partea cealaltă, în care nu poți tot timpul să vezi paharul gol. Și de multe ori, tot timpul, să spun așa, sau de multe ori eram nemulțumită după un meci sau după un antrenament foarte bun sau după un rezultat foarte bun. Și aici, cred că, să zic, au fost foarte multe clinciuri cu antrenorii, pentru că ei vedeau un progres. Pentru mine acel progres nu era la nivelul la care mi-l doream și atunci
ceream extraordinar de mult și ceream poate lucruri care nu puteau fi atinse. Din nou, apropo de clinciuri cu antrenorii, mă plasez în continuare în acea paranteză deschisă, o închid imediat. Cum a fost acel incident când ai cerut arbitrului să intervină, să potolească propriul antrenor? Era în SUA undeva, parcă. Eram în Australia. În Australia. Din nou, cred eu că sunt o persoană cu picioarele pe pământ și îmi dau seama de greșeli și nu am nicio rușine să pot să-mi dau seama când fac o greșeală să mă duc să spun că îmi pare rău. Acel incident a fost unul neplăcut față de antrenorul meu pentru că nu a avut niciun rost acea ieșire a mea și după meci m-am dus și mi-am cerut scuze. Relația antrenor-jucător în tenis este un pic diferită de alte. Este o relație foarte mult bazată pe comunicare și pe un du-te vino, în care antrenorul te întreabă ce simți, tu îi spui ce simți și apoi el poate să... Este o, să spun așa, ca o... este o fluiditate care este tot timpul. Sau cel puțin în relația mea cu antrenorii. Într-adevăr, antrenorul trebuie să aibă o anumită autoritate, dar în același timp trebuie să găsească echilibru între autoritate și comunicare. Pentru că eu deja am o anumită vârstă, știu ce vreau să joc, știu ce trebuie să mă antrenez, știu ce funcționează, știu ce îmi doresc să joc pe terenul de tenis. Ai găsit acest echilibru în colaborarea cu actualul antrenor, cu Thomas? Da, am găsit acest echilibru din nou, că trecând la... am avut anumite, să spun, ieșiri în teren datorită adrenalinei, datorită și momentul acela, ultimul lucru la care te gândești este că sunt microfoane, că sunt camere, că sunt... dar niciodată n-am avut problema să mă duc să spun îmi pare rău, am greșit. Pentru că este uman, este normal, iar nivelul de stres la care concurăm este foarte înalt și în momentul acela apar, să spun așa, și reacții nedorite. Și derapaje. Și derapaje, corect. Cu acordul tău închid paranteza și revin la o curiozitate sinceră legată de pregătirea mentală și de o butadă. Se spune că în tenis, probabil și în alte sporturi, dar în tenis, meciul se câștigă la vestiar. Cât de importantă este această pregătire mentală de dinaintea meciului? Și îți lansez întrebarea asta știind de o istorioară de-a ta care viza confruntările cu Serena, celebra Serena Williams, care te făcea să te simți mică și până când începea meciul, ea își etala toate aturile forței ei mentale. Revin, cât de importantă această stabilitate și forță mentală în... Este, la nivelul acesta este foarte importantă, având în vedere că noi ne cunoaștem pe din afară. Suntem, să spun așa, aceeași mână de jucătoare, jucăm aceleași turnee, ne întâlnim fiecare săptămână, facem antrenamente împreună și tu trebuie să știi în momentul când intri în teren că tu ești acolo să câștigi și că tu poți să câștigi. Dacă te duci cu, să spun așa, inima strânsă sau te duci îndoit sau te duci nesigur pe tine, uite, mai bine nu intri pe teren. Tu, în momentul când ai pășit pe acel teren, trebuie să știi că tu poți să câștigi. Nu contează cine e în partea cealaltă. Chit că nivelul tău poate nu este acolo încă, dar tu trebuie să ai, eu îi spun, nebunia. Trebuie să ai nebunia să crezi că tu poți să bați pe toată lumea și că tot poți să câștigi turneul în fiecare săptămână și că și asta... Cel puțin la mine funcționează. Eu când intru în teren am, să spun așa, mentalitatea mea este că eu pot să bat pe oricine. Uneori iese, uneori nu iese. Dar din cauza asta cred că am și acele victorii contra jucătorilor de top 10 pentru că eu știu că dacă fac tot ce ține de mine, eu sunt mai bună ca acele jucătoare. Poate să fie complet ireal. Poate să fie complet, însă eu în capul meu am acea nebunie că eu pot să bat pe oricine. Și asta te ține. Cum spunea și Jordan, că el când intra pe teren știa că este cel mai bun. Adică nu conta că era cel mai bun sau nu, dar el știa că este cel mai bun. În capul lui era cel mai bun. Trebuie să ai, cred eu, o anumită, o mică aroganță în care tu să intri pe teren sigur pe tine. În momentul în care, și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, nu în atâtea mii de meciuri, și în care am intrat nesigură
Și de cele mai multe ori, să spun așa, finalul a fost unul nefericit. Din nou, este foarte personal totul, de asta ajungi la un nivel în care trebuie să te cunoști extrem de bine și să știi ce funcționează pentru mine. Și de foarte multe ori meciul este câștigat din vestiar și în general, ca să revin la, să scurtez așa, este câștigat din vestiar și mai ales când joci cu jucătorii de top. Da, ce spui tu mi-aduce aminte și de o, sau îmi confirmă ziceri de ale lui Hagi, care pe lângă aturile lui în a coordona generația de aur din fotbalul românesc, avea și această ghilimele nebunie. El zicea că noi suntem cei mai buni. Așa asta a permis victoriile legendare din cariera acelei, sau din istoria acelei generații de aur. Da, din acest motiv, de exemplu, sunt foarte fascinată de alte sporturi și de mari sportivi, ori din orice alt sport. Pentru mine, în momentul când ești un campion, nu contează, poți să fii și la curling și la șah. Mentalitatea ca tu să fii campion înseamnă că ai ceva deosebit. Și pentru mine mă fascinează foarte mult și de asta încerc să citesc foarte mult, încerc să intru în capul altor sportivi, să întreb, ca să văd cum gândesc. Și apropo de alți sportivi, spuneai că modelul tău de și 2-3 minute să ne povestești puțin de confruntările tale din circuitul feminin. Ai zis că modelul tău este Steffi Graf. Ce te-a impresionat la ea? Clasa, atitudinea, câștiga, pierdea, totul era la fel, cât de disciplinată, cât de inteligentă pe teren. Plus reverul, mișcarea de picioare, una senzațională. Pentru mine este sportivul din tenis numărul, nu să zic așa, idolul meu. Și ce a reușit să realizeze atunci, fără, să spun așa, cunoștințele care le avem astăzi, fără pregătirea fizică de astăzi, fără antrenamentul mental, fără resursele din punct de vedere recuperare și să poți să câștigi atât de multe Grand Slam-uri și să poți să domini tenisul în așa manieră, pentru mine este fascinant. Cum au fost confruntările tale cu jucătorii de top? Povesteai de, ziceam adineori, de întâlnirile cu Serena, care era impresionantă din toate punctele de vedere, și al pregătirii mentale și al jocului ei în... Da, Serena era un adversar foarte dificil și foarte multă lume are impresia că Serena era doar putere. Însă Serena era o jucătoare extrem de inteligentă pe teren și extrem de... nu știu dacă aș zice tehnică, însă știa când să judece nivelul, știa ce trebuie să joace, știa când trebuie să servească. Nu erau doar mușchi, să zic așa. Într-adevăr, avea norocul în momentele importante să poată să dea o servă cu 200, să poată să se scoată cu un as ușor, pentru că de asta la băieți nu se văd atât de mult emoțiile sau nu sunt scoruri cum mai sunt la fete 6-1, 6-1, pentru că te mai ține serviciu. La un punct important poate să te mai scoate un serviciu, să mai scoate un as, un semi-as. La fete nu ai această armă cum este, însă ea o avea. Servea extraordinar de bine și extraordinar de plasat. Dar Serena, ca și jucătoare, o jucătoare foarte completă și știa când să apese pe accelerație să simtă momentul. Pentru mine, la fel, din punct de vedere tenis, Serena a fost o jucătoare extraordinar de bună. În afara, vorbesc strict ca sportiv. Când am alte, să zic, valori din punct de vedere persoană, ceea ce înseamnă atitudine și... dar din punct de vedere sportiv, Serena a fost... Te referi în afara terenului o atitudine arogantă? Nu, o atitudine, comparând Serena cu Steffi Graf, prefer, nu neapărat arogantă, prefer atitudine, din nou, este de preferințe, este pentru că în ziua de astăzi orice, orice spui este atât de, să zic, răstălmăcit, încât îmi plăcea eleganța lui Steffi Graf.
Serena este altfel de om, altfel de sportivă. Eu o prefer pe Steffi Graf. Adică sunt două, nu înseamnă că cealaltă nu a fost extraordinar de bună, dar fiecare avem, să zic așa, lucruri favorite și lucruri mai puțin favorite. Și dintre băieți din istoria, din istorisirile tale, înțeleg că când erai la început îl preferai pe Federer, pe urmă model ți-a fost Rafa și acum te-ai atașat un pic și de Djokovic. Da, e o tranziție interesantă, inclusiv la mine. Normal, având fac parte din fenomenul ăsta, sunt colegi de-ai mei, dar acești trei sportivi sunt pe un, sunt pe un podium undeva aparte, acolo sus. Și la începutul carierei m-a fascinat extraordinar de mult Federer. Și mi-aduc aminte că îl urmăream și jocul de picioare și puneam un ziar să mă uit doar la picioare și apoi Nadal, pentru am început să apreciez extraordinar de mult munca, disciplina. E o tranziție așa și faptul cum am văzut eu ca jucătoare, dacă nu știu, la începutul carierei o jucătoare foarte talentată, nu știu să zic, l-am preferat pe Federer, apoi am început să învăț ce este disciplina, am început să învăț ce este suferința pe teren. Am început să... Scuze-mă că te întrerup. Spuneai că te atrage la Nadal, printre altele, foarte mult și modestia lui. Da. Poate că e un sportiv care ar trebui, din punctul ăsta de vedere, să rămână un model pentru generații și te invit dacă să spui celor ce ne urmăresc întâlnirea ta cu Rafa în acel avion ce vă ducea de la Madrid la Palma de Mallorca. Da, așa cum am spus, având în vedere că sunt colegi de-ai mei, am norocul să-i văd în fiecare săptămână. Și chit că îi văd în fiecare săptămână, e în momentul când intră Rafa sau Roger sau Novak în sală, în sala de fitness, de exemplu, este altceva, au o aură aparte. Iar Rafa este un om extraordinar de modest, care este primul care te salută, primul care te întreabă ce faci, primul care, mi-aduc aminte tot la fel, a venit după o accidentare la genunchi și la primul turneu care l-am văzut a venit la mine, bună, ce faci, cum îți este genunchiul? Și eu eram, fizioterapeutul meu lucra cu fizioterapeutul lui și așa știa de problema mea, că era, l-a întrebat, având în vedere și problemele lui cu genunchiul, fizioterapeutul meu l-a întrebat un pic că erau probleme similare. Extraordinar de uman, de și de discret în același timp, dar volubil, o persoană extraordinară. Și da, am avut, mă duceam la un turneu pe iarbă în Mallorca și mi-aduc aminte că stăteam la poartă, așteptam să se deschidă poarta și stăteam, eram cu antrenorul și stăteam cu spatele și m-a bătut cineva pe umăr și când m-am întors era Rafa. Și mi-a zis, bună, Sorana, ce faci? Și am zis, vin la turneul de la Mallorca, a, și eu am avut o... Și după aia, între timp, doamna de la poartă a dat drumul îmbarcării și îl văd pe Rafa că se pune la coadă. Eu care, în mod normal, stau până la final și intru ultima ca să nu cam am termobag-ul, am casă... Și îl văd că Rafa că se pune la coadă. Și am rămas absolut șocată. Era un low cost, un avion cu low cost, am intrat în avion și mă așteptam să aibă măcar primul rând sau ceva. Nu, avea, într-adevăr, avea rândul de urgență. Locul 12, 13, absolut normal și modest, fără, și eram totuși în Spania, adică toată lumea. Și nu l-am văzut pe Rafa niciodată să refuze un autograf sau să refuze o poză. Nu contează cât de obosit este, cât de, poate nu are starea necesară că se întâmplă. Și mi-aduc aminte că a venit stewardesa și i-a spus dacă vrea să se mute pe primul loc ca să nu fie deranjat și să, într-adevăr, s-a mutat pe primul loc în avion. Împreună cu, era cu fizioterapeutul și mai era cu cineva, dar și am în povești de asemenea natură, adică este impresionant să poți să ajungi la nivelul ăsta și să poți să-ți păstrezi această modestie. Pentru mine e ceva ireal. Spune-mi, duminică, cu cine ai ținut? O să spun, am început meciul ținând cu Alcaraz și am terminat meciul ținând cu Djokovic.
Asta zic că am fost fan Federer, fan Nadal și acum a început să-mi placă Djokovic. Am avut anul trecut și oportunitatea să-l am pe Goran la câteva antrenamente și de atunci, să spun așa, sunt fan și Djokovic, dacă se poate spune. Și cred că ultimele trei seturi am ținut cu Novak, pentru că m-am gândit, Carlos mai are timp. Și este impresionant să poți să ai asemenea calitate în joc la vârsta asta și să poți să domini în acest mod. Sorana, în legătură cu Djokovic am, hai să le inventariez, cred că vreo trei curiozități. O iau pe prima. Spune-mi, întâi de toate, care e relația lui cu publicul? Ai spus-o cândva că spectatorii sau pasionații de tenis au trei preferințe. Federer, Nadal și jucătorul care joacă în contra lui Djokovic. Și ziceai atunci, nu știu de ce, ba știu, dar acum, dacă tot știi, cum explici tu preferințele spectatorului occidental înspre cei doi mari titani mai mult decât înspre Novak Djokovic? Mi este destul de greu să găsesc un răspuns concret la acest lucru. Eu cred foarte mult că personalitatea și aura care ți-o creezi. Mie, de exemplu, așa cum am spus, îl apreciez pe Federer, îl apreciez pe Nadal, dar să poți să ai puterea mentală ca tu să te duci la fiecare meci, să știi că publicul ține cu celălalt și tu să te încarci din această treabă, să poți să zi de zi să te motivezi în această energie negativă, pentru mine este dumnezeiesc. E fabulos și pentru mine este într-adevăr unul dintre puținele exemple de jucători mari care se încarcă din ostilitatea publicului. E fabulos. Este fascinant, inclusiv pentru mine ca sportivă. Din cauza asta am spus că fiecare sportiv e diferit. Ce funcționează la mine poate să nu funcționeze la tine. Și din cauza aceasta trebuie să te cunoști, trebuie să vezi ce te motivează, ce te pasionează, unde e limita, unde poți să împingi. Și iar pentru mine, din punct de vedere mental, nivelul la care Djokovic a ajuns este ceva peste orice altă așteptare. O a doua curiozitate, cum face el de să alimentează din această ostilitate? Este foarte greu să dau din nou, pentru că nu știu cum lucrează din punct de vedere mental, cum însă știu foarte mult că stilul lui de viață este unul sănătos din primul moment al zilei până în ultimul moment, legat de orice, de modul în care mănâncă, de modul în care se antrenează, de modul în care vede tenisul, este dedicat 100% și practic a reușit să progreseze și a reușit să-și împingă limitele din ce în ce mai sus. Nu știu exact din ce, cum a ajuns să aibă această putere mentală, însă eu cred că el ca și persoană este o persoană foarte puternică, venind într-o țara lui care era în război, iar acele lucruri cred că te marchează și probabil l-au marcat într-un mod în care el a devenit extraordinar de puternic mental, pentru că am văzut acel trec de la una la alta, pot să vorbesc de tenis până răs pe mine. A ieșit acel serial pe Netflix despre tenis și o prietenă foarte bună, Tomi Ljanović, este în acest serial, iar tata juca contra Serenei la US Open, unde era ultimul turneu al americancei. Și urma să joace, cred că, turul 4 și se plângea, să spun așa, că va avea 30.000 de oameni împotriva ei. Pentru că, normal, fiind în America la US Open, statul ei a spus, fusese hambalist,
de echipă națională și a spus: Aila, crezi că eu când eram în fosta Iugoslavia și ne duceam pe nu știu unde, prin, crezi că la noi lumea doar aplauda pentru sportiv? Ne mai arunca și câte ceva în... Adică trebuie să te întărești, trebuie să... Și eu cred că sportivii din Europa de Est sunt mult mai tari mental ca sportivii din Vest. Absolut de acord cu tine. În plus, în ceea ce îl privește pe Djokovic, am toată admirația pentru felul în care el, în timpul acelor incidente din Melbourne și ulterior și după aceea, a fost consecvent unor principii de viață și a fost extrem de ferm în apărarea acelor principii. Legat de subiectul ăsta, săptămânile trecute mi-am dat seama că în clubul Djokovic poate intra și Sorana Cârstea. Și m-ar interesa, printre altele, să știu ce te-a motivat să sari în apărarea acestor principii pe care le-aș numi ale decenței. Apărarea feminității femeilor, a masculinității bărbaților și a candorii copiilor. Sincer, acea postare, care de fapt era o repostare la un mesaj pe care îl văzusem și s-a potrivit așa puțin cu momentul în care eram. Eram la Wimbledon și în general lumea știe că Wimbledon este un turneu în care lumea este elegantă în tribune, în care sunt anumite reguli care trebuie respectate. Sunt niște valori, să spun, normale, deși se spune că sunt valori de școală veche. Pentru mine sunt valori și atât. Nu sunt valori de școală veche, sunt valori. Și tocmai o văzusem pe cozi înainte pe Prințesa de Wales, sper că îi spun bine titlul, că știu că s-a schimbat, cu atâta eleganță și cu atâta feminitate și cu atâta bunătate, rar mi-a fost întâlnit să simt atâta energie din partea cuiva și atât de volubilă. La fel, domnii erau toți în cămașă, cu sacou, frumos îmbrăcați, civilizați și foarte frumos, toată lumea cu familie, cu copii, la fel, care erau inocenți, nu neapărat pe telefoane. Și m-a inspirat acea postare pentru că sunt, să zic așa, principii după care mă ghidez și eu. În același timp, nu consider că am jignit pe nimeni, nu consider, a fost o, să spun, un text de pozitiv, nu a fost un text negativ. Mi se pare că în ziua de astăzi, orice zici, se caută negativul din spate sau se caută niște motive care ar putea să aducă. Nu, pur și simplu a fost un text în care am apreciat niște valori. Valori și atât. Exact. Cam așa suna și mesajul remarcabil al mamei tale, o remarcabilă reacție în apărarea propriului copil. Mi-a plăcut foarte mult, dar mi-a displăcut revărsarea de... nici nu știu cum să o numesc. Mi-au displăcut mesajele care ți-au răstălmăcit complet intențiile și propriul tău mesaj. Cum îți explici asemenea atitudine ostilă? Da, o să-ți spun ceva. Nu citesc nimic legat de mine. Prefer, știu că poate este o atitudine, să spun așa, poate egoistă sau poate, însă prefer să mă protejez. Probabil după ce voi termina tenisul o să fiu un pic mai relaxată, însă acum este foarte important, mai ales când eu sunt într-un turneu în care am meci a doua zi, să pot să am mintea pe acel meci. Ne citim presa despre mine, ne citim niciun articol despre mine și ne citind în general când sunt la turnee, nu prea citesc presa de la noi. Nu am știut exact
pur și simplu pentru mine a fost o postare și atât, acolo s-a încheiat. Nu am știut comentariile sau nu am știut ce s-a scris pe baza acestui mesaj. Tatăl meu a fost cu mine la Wimbledon și el a fost cel care un pic mi-a spus și la fel prietenul meu fiind aici în țară un pic mi-a spus acest lucru. Dar în același timp eu sunt o persoană care respect orice fel de opinie. Nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea. Și nu... Iartă-mă că te întrerup, numai că e o întrebare cu sens. Dacă ai fi citit presa și reacțiile în totalitatea lor, te-ai fi încărcat din mii de mesaje și de reacții favorabile la adresa ta și impresionant a fost și acel je suis Sorana. Da, așa cum am spus, necitind și încercând să am toată concentrarea pe tenis, însă în același timp eu respect orice fel de opinie și toată, să spun, cariera mea am fost foarte onestă și foarte naturală, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea. Și nu acesta este obiectivul meu și toată lumea are altă opinie, iar dacă, și mai vorbeam de treaba asta cu cineva, dacă tu mă insulți acum, pe mine nu mă deranjează pentru că eu știu, îmi știu valoarea ca om. Însă lumea în general devine foarte conflictuală și încearcă tot timpul să răstrămăcească în ideea de a se crea practic o știre. Din nou, nici nu am văzut ce a declarat mama un pic, fiind o persoană destul de privată și ai mei și am rugat-o pe mama și în general să nu dea declarații și să nu... Dar normal, a spus mama, ești copilul meu, dar eu în același timp am niște valori, dar respect orice fel de părere, respect orice fel de opinie și nu toți trebuie să fim la fel, asta e ideea. Nu, se încearcă să toți să gândim la fel, să fim pe același calapod, să ne îmbrăcăm la fel, să gândim la fel, să mergem în aceleași locuri. Nu, tocmai asta este frumusețea. Fiecare om are, are mentalitatea lui și cred eu că de aici reușesc să progresăm ca și umanitate din faptul că toți suntem diferiți și trebuie să respectăm acest lucru. Sorana, înainte de a te avea oaspete, am avut un dialog cu un regizor român care a făcut un documentar despre Irina Stase, Tudor Giurgiu, care va fi lansat probabil în toamnă și mi-a vorbit despre experiența filmărilor. Ca să realizeze acest documentar a trebuit să se întâlnească cu diversi prieteni al lui Ilie Năstase, cu foști mari campioni, foste mari campioane, și el a fost impresionat de două lucruri, printre altele. Primul, și vreau să-mi confirm că așa stau lucrurile, primul că de regulă mari tenismeni, și nu neapărat mari tenismeni, tenismeni în general, se exprimă la fel și pe teren și în afara terenului. Dacă sunt reținuți, măsurați, cumpătați în teren, așa sunt și așa vorbesc în afara terenului. Și dădea exemplu. Sau invers, dacă sunt vulcanici și foarte impetuoși în teren, vulcanici și impetuoși și foarte slobozi la gură sunt și în afara terenului. Și în ultima categorie el dădea pe McEnroe, de exemplu, și în prima, nu mai țin minte, cred că pe Borg. Dar mai avea o constatare tristă. El zicea că pe vremea lui Irina Stase, competitorii, rivalii, se adunau la o bere, își spuneau pe numele mic sau cel mai adesea porecla pe care o împărtășeau cu toții. Expresia lor era foarte incorrectă politic, înjurăturile erau la ele acasă, vreau să zic, că atmosfera era una foarte destinsă, foarte prietenoasă, foarte cordială, foarte caldă. Pe când astăzi, zice Tudor Giurgiu,
sportul, tenisul în particular, a ajuns să fie foarte robotizat, s-a dus într-o zona mercantilismului, al luptei pentru bani și pentru... Și campionii de pe terenul de tenis sunt mai puțin umani. O fi sau nu așa? Și eu consider că este la... este așa. Motivul pentru care totul s-a robotizat și totul a devenit foarte mecanic, iar partea umană este un pic înlăturată, sunt, așa cum ai spus, este latura financiară, faptul că au început să se câștige din ce în ce mai mulți bani, iar în momentul, cred eu, că în foarte multe domenii sau în general în sport, unde sunt foarte mulți bani, concurența este foarte mare și concurența începe să fie și în afara terenului. Iar doi sunt echipele. Faptul că înainte am înțeles din ce mai povestea și domnul Ilie Năstase și mergeau fără antrenor, fără mergeau într-o grup de doi, că nu-și permiteau, nu erau atunci, nu erau câștiguri, nu erau, era pur și simplu o pasiune și ceva la care erai bun. Și în ziua de astăzi toți avem echipe. De la antrenor, preparator fizic, fizio, agent, preparator mental, nu știu, acupuncturist, pot să dau persoane care pot fi pe lângă, familii și tot așa. Povesteai că inclusiv frizer de cățeluș. Da, 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 inclusiv bucătar. Serena avea și bucătar cu ea, care asta știu că pare foarte... să spun așa, foarte aroganță, foarte, însă dacă aș fi în aceeași postură și eu mi-aș lua bucătar, pentru că alimentația e foarte importantă. În fine, adică sunt tot felul de persoane pe lângă și atunci tu ești înconjurat doar de echipa ta și este foarte greu să mai relaționezi cu ceilalți jucători, iar toată echipa ta trăiește după tine. Iar ca ei să, cu cât tu joci mai bine, cu atât ei, asta e absolut normal, că atâta timp câștigurile lor la fel, sunt mai bune și este absolut normal, pentru că și eu, cu cât joc mai bine, cu atât îmi doresc și echipa mea să fie mai bine. Adică pentru că se creează o relație, oricât vrei, și este o relație un pic ca de familie cu echipa. Și atunci ai foarte multe persoane care depind de tine și tu nu-ți mai permiți să stai până la 1 dimineața, nu știu, la bere, să zic, cum se făceau atunci, sau să se ducă. Totul este foarte profesionist, iar tu știi că dacă ai stat până la 1 dimineața seară, tu dacă ai antrenament la 9, chit că din punct de vedere fizic ești foarte ok, dar este acel lucru mental. Nu am făcut tot ce a ținut de mine, nu am fost 100%. Și momentul ăla a devenit totul foarte profesionist și, într-adevăr, până la urmă este un business în care se produc foarte mulți bani pe toate direcțiile. În final, Sorana, o mărturisire. Când am spus cuiva că am în plan să te invit pentru un dialog, acel cineva, nu spun cine, mi-a zis te-aș sfătui să o faci în toamnă după US Open. Vei avea surpriza să ai ca invitat de la dialog un foarte celebru performer la US Open. Care sunt așteptările tale? Așa cum ți-am zis, eu acum mă consider în cea mai bună formă a carierei, din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental. De multe ori am zis aș vrea să am creierul de azi, dar să ne întoarcem 10 ani în urmă. Dar cred eu că toți avem acest lucru și asta în același timp înseamnă că am evoluat ca om și ca sportiv. Cred eu că din toate punctele de vedere și din punct de vedere tenistic, din faptul că Toma, să zic așa, antrenorul meu, mi-a schimbat un pic viziunea, din faptul că joc foarte bine pe suprafața rapidă și consider că pot să fac treabă bună și îmi doresc extrem de mult, în același timp păstrez o normalitate și sunt cu picioarele pe pământ, pentru că trebuie să fie acel balans în care să-ți dorești, dar în același timp să ai un pic acea indiferență ca să poți să nu pui foarte mare presiune pe tine. În orice caz, să știi că țin pumnii,
Îți urez mult succes. Sper să accept invitația de a reveni într-un dialog după US Open. Și până una alta, mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Je suis Sorana. Mulțumesc din suflet, a fost o plăcere și sper să revin. Vorbesc foarte rar, dar când vorbesc îmi face foarte mare plăcere să împărtășesc din experiență și astăzi a trecut foarte repede timpul. Mulțumesc, eu am vrut să mă încadrez în... Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din suflet! Toate cele bune!